chiriat de Realitatea TV. Bun găsit tuturor! Iată, este ora 12, oră la care ar trebui să înceapă mitingul programat astăzi în Piața Constituției. După cum o să vedeți în imaginile transmise în direct, în exclusivitate de Realitatea TV din elicopter, aproximativ 2000 de oameni s-au strâns deja în Piața Constituției pentru a participa la acest miting de amploare organizat astăzi de sindicate în fața Parlamentului, aici unde în această după-amiază va avea loc votul asupra moțiunii de cenzură depusă de opoziție împotriva adoptării de către guvern a codului muncii prin asumare guvernamentală. Iată, suntem în aer undeva la 3000 de metri, 3 km departare de locul mitingului. Încercăm să vă în direct pentru a vedea amploarea acestui meeting, însă ne este foarte dificil, asta pentru că, deși greu de înțeles de ce, și de această dată la acest meeting autoritățile au decis restricționarea traficului aerian deasupra zonei în care se desfășoară acest protest. O restricție oarecum bizară, am putea spune, 3000 de metri distanța maximă până la care ne putem apropia de această zonă în care se desfășoară protestul, spun autoritățile, din motive de securitate. Iată așadar, vedeți chiar acum în imagini cum vin grupuri de oameni, grupuri de manifestanți care vor lua parte la acest meeting. Ei au început să sosească încă de la primele ore ale dimineții în capitală cu autocare. S-a intrat în București prin 6 zone limitrofe orașului, limitrofe capitalei, însă autocarele au fost lăsate la marginea orașului, de unde au venit conduse de către echipaje de poliție către Piața Constituției, aici unde meetingul este organizat, este programat să dureze, să se desfășoare până la 19. Sindicaliștii care organizează acest protest de amploare de astăzi din capitală în ziua moțiunii mizează pe aproximativ 50.000 de angajați, de salariați care să participe la acest meeting. Vorbim de salariați atât din sectorul privat cât și de salariați mai ales din sectorul bugetar. Cu toții protestează față de decizia guvernului de a modifica prin asumare guvernamentală codul muncii și este un vot de un protest de susținere pentru opoziție și pentru parlamentari în ceea ce privește votul asupra. Este foarte important să le transmitem bucureștenilor că sunt restricții de trafic în zona Palatului Parlamentului, restricții care au început încă din această dimineață și vor fi menținute până în această noapte, la ore târzii. Este foarte important de precizat și pentru cei care locuiesc în zona Palatului Parlamentului că sunt restricții și de parcare autovehiculelor și să se informeze din timp cu privire la rutele ocolitoare. Foarte important de precizat ordine care vor asigura siguranța, buna desfășurare a acestui eveniment. Sunt aproximativ 2000 de jandarmi și de polițiști care participă la acest meeting, la acest protest pentru asigurarea siguranței celor care au. Aici am văzut dube de jandarmi efective importante de forțe de ordine dislocate în această zonă, dar și în zonele limitrofe Pieței Constituției pentru a asigura siguranța. Cât despre trafic, vreau să vă spun că se circulă destul de bine la această oră în capitală. Se pare că bucureștenii au ținut cont de sfatul și evită cu precădere zona Pieței Constituției, zona Unirii, zona 13 septembrie, pentru a se intersecta cu manifestanții. Rămânem și noi în elicopter, spuneam că încercăm să vă transmitem de sus, din aer, amploarea acestui meeting la care sunt așteptați să participe 50.000. Însă, așa cum spuneam, dintr-o primă estimare de la sol și din ceea ce se vede și de aici din aer, aproximativ 2000, poate 2500 de persoane au ocupat deja Piața Constituției. Mulțumim, Andrei Cojocaru, imagini din elicopterul închiriat de Realitatea TV și mergem acum chiar în Piața Constituției, acolo unde la această oră ar trebui să înceapă protestul sindicaliștilor și se află acolo colega noastră Iulia Noc. Bună ziua, Iulia!
bun găsit tuturor! Deja câteva mii de oameni au venit aici în piața Constituției. Am văzut oameni care au venit de la instituții de stat, așadar bugetari, dar și angajați din mediul privat. M-am oprit însă la doi domni, un domn lider de sindicat de la penitenciare din Deva și vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum vă afectează pe dumneavoastră modificarea codului muncii. Ce prevedere? De ce ați ieșit astăzi în stradă? Ce prevedere vă nemulțumești? Vrem să protestăm pentru că acest guvern care deja ne-a scos de 8 ori din criză, acest guvern mincinos, n-a ținut cont de nicio propunere venită din partea sindicatelor, nici măcar din partea patronatelor. Practic, o să protestăm cât mai avem putere și cât mai putem. Prin modificarea codului muncii, practic ne pierdem siguranța locurilor de muncă, ore suplimentare nu se vor mai plăti. Am văzut un banner la scenă unde scrie nu sclaviei la muncă. Este, într-adevăr, va fi o sclavie dacă se va adopta codul muncii în varianta propusă de guvernant? Sigur, deja până să fie adoptat, deja acest cod produce efecte. Am întâlnit persoane care deja suferă, deja nu li se mai plătesc orele suplimentare și deja suferă din cauza aceasta. Guvernanții vorbesc de flexibilizare și de faptul că trebuie să luăm această măsură pentru a dinamiza piața muncii, pentru a crea locuri de muncă. Așa este? Se creează locuri de muncă prin acest cod al muncii modificat? Se creează locuri de muncă pentru că angajatorii vor ține perioada de probă orice angajat, fără să-l încadreze cu carte de muncă, practic vor face abuzuri și de aceea protestăm. Un pericol de abuz, spunea colegul dumneavoastră, mă îndrept spre un alt domn care a venit tocmai din Hunedoara, reprezentant al polițiștilor. Spuneți-ne, ce v-a mânat astăzi să veniți aici în piața Constituției? Sărut, mâine și bine v-am găsit. În primul rând codul muncii și în al doilea rând valul de disponibilizări ce va urma de la 1.4.2011. Și credeți că vocea dumneavoastră, vocea oamenilor care s-au adunat astăzi în piața Constituției va fi auzită în Parlament? Noi sperăm în al 12-lea ceas ca senatorii, deputații, Parlamentul României să se deștepte odată pentru totdeauna și să-și revină la normal. Nu este prima dată când avem un meeting într-o zi de moțiune. De ce credeți că astăzi parlamentarii vă vor asculta față de vara trecută, de exemplu, când tot într-o zi cu moțiune sindicaliștii au ieșit în stradă? La anumite ședințe ale Comisiei pentru Dialog Social ne întâlnim cu fel de senatori, deputați din teritoriu și deși sunt nemulțumiți de activitatea partidului aflat la guvernare. S-a spus astăzi, s-a vehiculat, liderii de sindicat, de confederație au spus că vor fi 50.000 de oameni aici în piață. Vor fi atâția oameni? Mai au oamenii motivație să mai iasă în stradă? Eu sper că există motivație și dacă stăm să ne uităm în stânga noastră, la ora actuală sunt cel puțin peste 70.000 de oameni care au venit să strige durerile și foamea din ei. Este estimarea dumneavoastră, din câte știm noi la această oră sunt câteva mii de oameni care sunt aici în piața Constituției, cu siguranță însă vor veni și mulți alții asta pentru că din toate colțurile pieței am văzut coloane de oameni cu steaguri care au venit aici. Vă reamintesc, principala nemulțumire a sindicaliștilor este legată de modificarea codului muncii și ei susțin că prin renunțarea la contractul colectiv de muncă, practic, slujbele românilor în pericol. Ați auzit și pe cei domni pe care i-am intervievat că există riscul ca în cazul în care acest cod al muncii modificat va fi adoptat, va fi asumat de guvern, să devenim sclavi la locul de muncă, cel puțin asta susțin sindicaliștii. Pe de altă parte, vă reamintesc, guvernanții spun nu prin acest cod al muncii flexibilizăm piața muncii și creăm locuri de muncă, însă se pare că oamenii care s-au adunat astăzi în piața Constituției nu cred acest lucru și se plâng, după cum ați auzit, și de faptul că se anunță noi disponibilizări. O să mă opresc acum și o să mă îndrept spre un alt domn care a venit îmbrăcat într-un fel mai aparte și vreau să-l întreb ce reprezintă. Văd aici că sunteți un profesor de România. Sunteți profesor? Sunt profesor din România, din păcate. De ce ați venit astăzi îmbrăcat așa? Îmbrăcămintea nu e altceva decât
așa cum se îmbracă românii astăzi. Dacă în 89 bunicii noștri au pus hainele pe care le vedeți pe mine, le-au pus în șifonier, la 21 de ani de la evenimentul din 89 ne îmbrăcăm din nou cu ele. Asta e România, aici am ajuns. Aveți și niște lanțuri la gâtul dumneavoastră, ce reprezintă? Regimul lui Boc, aici am ajuns, și al lui Băsescu. Dacă moțiunea de cenzură de astăzi, depusă de opoziție, nu reușește să-l dea jos pe Băsescu și Boc, aici veți ajunge, români, cu toții. Spuneți-mi, astăzi se protestează, cel puțin așa scrie și pe foaia pe care o aveți, împotriva modificărilor impuse de guvernul Boc în ceea ce privește codul muncii. Pe dumneavoastră, personal, ce vă nemulțumește din codul muncii modificat? Ce prevede? Modificările. Păi, în primul rând, noi suntem profesori, da? A dispărut titularizarea de la nivel național. Deci dacă a dispărut postul, ți-ai făcut bagaj și ai plecat acasă. Da? Și știți foarte bine că Băsescu și Boc și-au pus directori. Dacă n-ai directori și primari, pedeliști, acasă. Dar aspecte nu sunt în codul muncii. De acord. Aspectele din codul muncii, vorba de perioadă nedeterminată, determinată, da? Spuneți, în care bani în România îți dă credit dacă ai contract pe perioadă determinată? Nimeni nu-ți dă. Suntem Vrem să ne facem o casă. Cu ce ne facem casă? Am înțeles. Iată, așadar ați auzit o nemulțumire a unui om, unui profesor care a venit tocmai din Vrancea pentru a striga aici în fața Parlamentului, pentru a striga nemulțumirile. Acest protest a început la ora 12, există autorizație până la ora 19. Vă reamintesc că are loc acest protest în timp ce în Parlament se va dezbate și se va vota moțiunea. Noi vom rămâne aici și vom reveni cu detalii. Iola Noghe, mulțumim pentru amănunte. Protestul din Piața Constituției are loc la doar câteva zeci de metri de Palatul Parlamentului, acolo unde în plenul legislativului începe în doar câteva ore dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură depuse de opoziție împotriva cabinetului Emil Boc. Noi vă întrebăm, de asemenea, trebuie să plece guvernul Boc? Și dacă da, de ce? Realitatea TV pune la bătaie astăzi premii de 100.000 de euro pentru răspunsul la aceste întrebări. Peste 3.000 de telespectatori ne-au trimis deja răspunsurile lor pe realitatea.net sau pe martorocular@realitatea.net. Colega mea, Alexandra Țenea, vă spune chiar acum cum puteți intra în acest concurs. Bună ziua, Alexandra! Bună ziua, bun găsit! Este foarte important de spus, toți cei care răspund intră în competiția pentru cel mai mare premiu oferit vreodată pe parcursul unei singure zile. Vorbim despre un apartament și alte premii surpriză, în total 100.000 de euro. Este agitație și în Piața Constituției, este agitație și aici în redacția Realitatea TV. Colegii mei fac cu schimbul, vă reamintesc că așteptăm răspunsurile dumneavoastră la numerele de telefon cu tarif normal. Avem 6 numere de telefon puse la dispoziție, 021-549-1445, 021-549-1444, 021-549-1369, 021-549-1145, 021-549-1133 sau 021-549-1178. Am recapitulat cele 6 numere de telefon, asta pentru că sunt foarte mulți români care vor să ne dea răspunsul lor și toate telefoanele din redacția Realitatea TV sună din această dimineață. Mai puteți da răspunsuri și pe portalul realitatea.net la secțiunea oferită special pentru acest eveniment. Foarte important, câștigătorul va fi ales diseară după votul moțiunii într-o ediție specială a emisiunii Bursa Pariurilor. Vă spuneam, colegii mei fac cu schimbul pentru că sunt foarte multe telefoane. Haideți să vedem împreună câteva dintre răspunsurile pe care le-am primit deja de la dumneavoastră. Răspunsuri care au intrat deja în competiția pentru premiul de 100.000 de euro. Colega mea, Oana Stănciulescu, bună! Bună! Spune puțin ce ți-au spus ție telespectatorii, câteva dintre răspunsurile pe care le-ai primit până acum. Sunt foarte multe, foarte multe răspunsuri și foarte bine argumentate. Virginia din București, din Târgoviște, pardon, spune că guvernul a luat bani de la pensii și salarii și cheltuiește aiurea. M-au impresionat niște mesaje, niște răspunsuri ale unor tineri. Sandu, de pildă, dintr-o comună, spune că e tânăr și vrea să mai trăiască. Altele spun că au transformat
Parlamentul Marea Adunare Națională că este un guvern antiromânesc, că s-a furat, că nu mai pot să trăiască, că au dus țara cu 30-40 de ani în urmă, că le-au îndatorat și strănepoții. Sunt foarte, foarte multe mesaje și extrem de interesante și cam demonstrează starea de spirit și nemulțumirea pe care o au acești oameni. Ți-am zis, toate merită citite, toate merită citite, dar m-a impresionat și faptul că sunt și mesaje de la oameni tineri, nu numai de la pensionari sau de la oameni care au avut poate probleme, li s-au tăiat lefurile, sunt bugetari, ci